Mergem, oameni buni, aici în platou, pentru că avem niște oameni foarte talentați. Echipa de la Opera Comică pentru Copii, iată aici. Ce credeți, oamenii ăștia se pregătesc pentru premiera unui musical celebru, School of Rock. O parte din echipă este aici. Mihai Mitrea o să ne cânte astăzi, el este solistul. Salut! Salut! Stai să-mi iau și microfonul ca să ne și auzim. Și mergem imediat și la regizorul spectacolului, la Emil Pantelimon. Opa, scuză-mă! Tu ai la valiera ta, Emil, atunci îți dai ție microfonul. Salut! Bine v-am găsit! Te felicitam pe pauza publicitară și spuneam ce copii senzaționali, cum au intrat așa toți în atmosferă și mi-ai făcut semn 40 de copii și 40 de adulți vă așteaptă pe scena Operei Comice pentru Copii. Va fi o nebunie de două ore în care va exploda totul și unii vor pleca puțin triști acasă, care se vor simți criticați de mesajul musicalului, dar cei mai mulți cred că vor învăța ce înseamnă să comunicăm. Zine un pic de mesaj. Ce înseamnă să comunicăm cu cei mici. Și cât de important este să le dăm ascultare atunci când ei au nevoie. E o poveste cu foarte multe... Dar e un musical celebru ăsta. Este un musical celebru care pe Broadway se joacă de peste 10 ani, zi de zi, la fel și în West End, care are serile pline. Eu am fost de vreo 4 ori în West End să-l văd și de fiecare dată mă duc cu alte pretenții să descoper alt lucru, dar ceea ce a făcut echipa de la Opera Comică pentru Copii, întreaga echipă, și de creatori, și tehnici, și artisti, deci absolut toată lumea, de trei luni School of Rock, este ceea ce va bubui vara asta în București. Vreau să le spunem oamenilor unde o să-i găsească și unde o să vadă acest spectacol și unde o să-i vadă pe copii, deci la Opera Comică. Opera Comică pentru Copii. Și spectacolul e sala mare. La mare, dar în fiecare zi? Sau... Este vineri, sâmbătă și duminică, toată luna iulie, începând de vinerea aceasta. Sâmbătă și duminica de două ori, vinerea o singură dată, de la 18:30. Va fi o nebunie. De forțe. Da, așa că, oameni buni, trebuie să știți ce faceți la fiecare sfârșit de săptămână. Opera comică, School of Rock, o să vă placă de acești copii. Mihai, cum e? Îți dau energie copiii ăștia, că am văzut și la repetiție. Multă. De la spate, de fiecare dată. De fiecare, la repetiții, cum e cu ei? Au mai multă energie. Au mai multă energie decât mine, clar. Asta... Și întotdeauna ai vor să mai repete. Da. Cu duș întors aici, okay. Dar obosesc, dar sunt foarte, foarte, foarte profesioniști și perioada asta de 3 luni în Opera Comică mi-a demonstrat că există viitori mari. Perfect. Dar știi ce vreau să te întreb, Emil? Copiii ăștia, de la ce școală sunt sau ce cursuri fac? Pentru că... Sunt în urma unui casting selecționați de Opera Comică pentru Copii. Au fost aproximativ 200 de copii la casting pe care am selecționat și timp de 3 luni împreună cu echipa de pregătire corală, Teo Iavorski, de pregătire coreografie, Cezara Blioju, de regie secund, Irina. Ați selectat acești 40? Am selectat toți acești 40 de copii care în fiecare zi, practic, de 3 luni încoace, vin la Opera Comică pentru Copii, fac pregătire muzicală cu... Au band. Deci avem band care cântă live. Band de copii. Aici avem și basist, și toboșar, și om la clape, și la chitară electrică. Show-ul va fi maxim. De asta vă spun, o să vedeți copii de această vârstă care au un band, School of Rock, și care împreună cu Dewey Finn, cel care are o poveste foarte interesantă și care până la urmă se și îndrăgostește în musical, că așa e în musical, ajunge să facă un mega, mega show cu toți copiii, de lumini, lasere, fum și muzică senzațională. Superb, abia așteptăm să vedem despre ce va fi vorba. Copii, câți ani ai tu? Am 12. 12 ani, dar erai cu noi aici sau erai foarte concentrat așa? Eram concentrat. Cum te cheamă? Adelina. Adelina este aici. Aici pe cine avem? Emma. Alexandra, Greta, să-mi faci tu timp când trebuie să cântăm, ca să fim pregătiți aici. Cine Eu sunt Mara. Bună, Mara, câți ani ai? 14 ani, mulți înainte. Sara. Câți ani? 12 ani. Mulți înainte. Iustina, te-am văzut și la repetiție. Câți ani? 16. Mulți înainte. Am zis să facem cunoștință așa repede cu toți. Maria. Câți ani, Maria? 13 ani. Mulți înainte. Să vadă lumea ce copii talentați. Tu câți ani? Uite, ești acolo la televizor. Am 10 ani. Și cum te cheamă? Radu Mihai Enache. Mamă, ce hotărât. Așa vreau să fie. Perfect. Și aici n-am făcut cunoștință. Charlize. N-am făcut cunoștință, nu? Charlize, câți ani? Am 12 ani. Mulți înainte. Voinicule? Andrei. Câți ani ai, Andrei? 14 ani. Mulți înainte și ție. Să-i prezentăm pe toți tineri ăștia talentați. David, câți ani, David? 13 ani. Perfect. Și? Alexandra. Și câți ani, Alexandra? 12. Mulți înainte. Și aici? Eu am 10 ani. Am mai fost la tine? Da. Am înțeles. Păi de la tine am plecat și la tine, atunci cu tine încheiem, da? Perfect. Rock of School, căutați-i pe acești copii, căutați acest spectacol la Opera Comică, trebuie să-i vedeți.
Vă zic baftă să aveți. Lumea vă poate găsi și pe Instagram și pe Facebook. Așa este, în toate mediile. Și acolo o să vedeți și câteva fragmente din ceea ce facem. Și vă așteptăm să veniți în sala de spectacol. Mamă, gata, abia aștept și eu. Mă retrag în spatele camerelor de filmat să vedem despre ce este vorba. Până una alta, oameni buni, să aveți o seară frumoasă. Noi ne vedem mâine la ora 3. Numai bine! Rock of School! Sau School of Rock! Am vrut să vă arătăm doar așa o mică parte din ce se va întâmpla la opera comică School of Rock și vreau să vă spun că cât timp am stat în spatele camerelor de filmat și v-am urmărit, cineva de aici cred că are o legătură cu România au talent. Cine are legătură cu România au talent să țină mâna sus, ceilalți nu. Ok, aici cineva are legătură cu România au talent. Mă uit așa la tine și cred că tu ai fost un golden buzz la un moment dat. Da. Deci tu ai fost golden buzz? Da. La România au talent? Da. Golden buzz-ul cui? Golden buzz-ul lui Mihai Petre. Știi ce? Avem și o fotografie cu tine și cu Mihai. Uite, o să o luăm așa de pe telefon ca să o vezi. Uite, oare Greta acolo. Și de asta zic, mamă, ia uite, au fost la România au talent. Tu ești asta? Da. Tu ești asta mică și frumoasă? Da. Foarte tare. Superb, vezi? Imediat am aflat câteva lucruri despre voi. Deci, oameni buni, mergeți la opera comică. Trebuie să-i vedeți pe copiii ăștia talentați și pe copiii ăștia mai mari talentați. Felicitări pentru spectacol. Felicitări, Emil Pantelimon, regizorul spectacolului. Vă mai așteptăm pe la noi. Până atunci, oameni buni, nu uitați, mâine la ora 3 chiar ne întoarcem. Numai bine!